Din exemplele pe care le-am adus, din cei ce am spus, se vede că Dumnezeu a lăsat biserica ca și școala vieții, iar Biblia ca și manualul vieții. La școală ai și manuale. Dacă ai manual doar acasă, e jumătate de școală. Dacă ai școală fără manuale, la fel, e cam slab. Școală are manuale. Și atunci Biblia, biserica, ea are Biblia, are profesori, oameni duhovnicești și noi trebuie să urmăm această școală. Deci eu vreau să arăt că biserica nu este un loc unde te-ai botezat când te-ai născut, te-ai cununat când te-ai căsătorit și te-ai îngropat când ai murit. <laughs> și eventual mai merge câteodată să vezi locul unde ai fost botezat, cununat. Exact, în vizită. Să-i fie bine sufletului. Nu. Biserica este o școală. O școală. Așa este? Uitați-vă. O mie și ceva, aproape 2000 de pagini. Și oamenii trebuie să înțeleagă ca să poată să împlinească în viața lor. Și atunci, ideea despre care vreau să spun este că Biserica este o școală. Școala vieții. Poate mai importantă decât liceu mai importantă decât facultate pentru că liceu și facultate ne dau cunoștințe care ne sunt foarte necesare eu nu spun că nu trebuie să faceți liceu și facultate da ca să mă înțelegeți corect dar aceste cunoștințe ne, aj ne ajută doar pe plan material la facultate și la liceu nu te învață să-ți zidești familia să deosebești rău de bine să pui în practică cuvântul pe care se ține totul. Și atunci, pe lângă liceu și facultate, trebuie să avem o biserică, dar nu oricare, ci biserică care este școala vieții, unde oamenii duhovnicești predau cuvântul duhovnicesc și unde acest cuvânt, într-adevăr, este pus în practică, oamenii aceștia au viața la nivelul apostolilor și unde aceste lucruri sunt implementate.